Hello, my Nico family! Ce faceți? Eu și Hedwig, aici de față, da, este și Hedwig prezentă, am zis să facem un Get Ready With Me, pentru că, de ce, nu m-am trezit așa cu un chef teribil de a face un Get Ready With Me, dar știm că s-a întâmplat aici o explozie și urmează încă una pe aici, nu vorbim despre ele, dar am zis că vreau să fac așa un Get Ready With Me, mai extins, să mai povestim. Mi-am mai făcut o cafea, că aia pe care am făcut-o de dimineață era atât de bună. Am băut-o din trei înghițituri și am mai făcut una pentru că mi-a plăcut atât de tare. Și zic, numai bine, cafea, Get Ready With Me, povestim, am o grămadă de subiecte de discutat cu voi. Sper să nu le uit, cum mi se întâmplă de obicei, că mai am momente în care zic, mă, câte am de discutat cu voi și îmi dau drumul la cameră. Evident că uit tot în momentul în care dau drumul la cameră și după ce editez clipul îmi dau seama, mamă, deci mai aveam încă 50 de subiecte de discutat. Să începem astăzi, mirifica zi de astăzi. Stați că eu nu am o oglindă. Nu știu dacă știți, dar eu nu am o oglindă de masă. Lucru pe care tot mă chinui de câțiva ani să-l rectific. Și niciodată n-apuc, pentru că nu este pe lista de priorități, aparent. Prin urmare, trebuie să mă folosesc de intuiție și de alte chestii pe care le am, inclusiv de monitorul de la cameră, în care nu prea văd, că e destul de departe de mine ca să văd. Stai să mai pun mâna asta, să țină puțin problema mai strânsă, așa. Mirific! Mirific, ce aș putea să spun. Și vom începe această zi minunată cu ceva ce n-am mai făcut niciodată pe cameră. Ce e asta? Acidul hialuronic, sper că n-am luat uleiul, așa. Acid hialuronic de la Revox, că nu mi-am făcut nici rutina de skincare. Și asta pentru că suntem în ceea ce se numește Dry January, adică am pielea cam uscată, doar pentru că n-am băut apă și n-am avut grijă de ea în ultima vreme. Și am zis să aplic o mască înainte de a-mi face machiajul. Așa, și înainte de măștile astea de tip șervet, mi-a place să pun acid hialuronic, că parcă intră și mai bine în piele. Știți, dacă pun un pic de ser sau acid hialuronic în general, adică un ser pe bază de acid hialuronic, nu știu, orice altceva. Așa, ia să vedem. Mamă, deci l-am ghițit pielea la un instant. Așa. Și vom pune această măscuță de la Garnier, care teoretic este pentru oily skin, dar e și ușor hidratantă, adică e hidratantă și în același timp este și pentru ten gras. Asta pentru că n-am vrut o mască foarte, cum zice, foarte hidratantă, ca să-mi și stai mai machiajul după ce o aplic, adică că dacă pui o mască, stați așa că nu-mi dau seama, când o mască care îți lasă prea mult rezidu, după aia nu mai stă machiajul. Ia să vedem. Let me see. N-am mai făcut niciodată asta pe cameră, nu? Într-un Get Ready With Me. Așa că o să mă vedeți. O mască. Ah, ce bine se simte. Oh, că e rece. N-am ținut neapărat să fie rece, dar așa s-a nimerit. Și dacă s-a nimerit, este bine că s-a nimerit. Fantoma de la operă, eu sunt. Așa. Și îmi place că rămâne ser, îl dau și pe mâini sau pe gât sau pe decolteu sau pe tot. Și în general când am măști din astea, de tip șervet, folosesc acest ceva, acest instrument, bineînțeles că acum am mâna de gel din asta. Este un bâzâitor, îi zic eu, care parcă îmi bagă masca mai bine în piele. Și asta voi face timp de, nu știu, 15 minute, o să stau așa cu ea și revin. Nu vă țin 15 minute să uitați la mine așa, nu, nu, nu. Dar este foarte relaxant și foarte plăcut combinația asta dintre aparatul ăsta și masca aia de tip șervet.
Ah, ce bine e aici. Îmi place la nebunie, îmi destresează mușchiște. Yay. Bărăbun. Ok, I'm ready. Gata. Mi-am luat și masca de pe față și suntem gata să furcelem în a aranja fața și vom folosi le fond de ten de la Catrice, după cum cred că știți deja că îmi place foarte tare. Cred că am pus cam gata. It's okay. Ups, pardon, scuzați, eu dărâm tot. Așa, și acest iluminator de la Thank You Farmer. Ieșim și îl amestecăm aici pe palețică și până amestecăm noi aici și până așa, zic să începem să povestim, că v-am zis că am multe de povestit cu voi. Mai ales că nu știu cum a fost pentru voi începutul ăsta de an, dar pentru mine a fost tare interesant, să spunem, cel puțin interesant. Pardon, scuzați, m-am zis dărâm tot. Așa, pentru mine a fost cel puțin interesant pentru că s-au întâmplat deja foarte multe lucruri anul ăsta. În mod surprinzător. Și nici nu s-a terminat luna ianuarie. Da. Dar, e bine, nu știu, am un tonus tare bun. Și un, așa, un vibe foarte bun. De obicei, la început de an, nu știu, după ce trec prin luna decembrie, care pentru mine este destul de iax, așa, am un tonus bun la început de an și sper din tot sufletul să îl păstrez până la finalul anului, pe cât se poate. Apropo de asta, spuneți-mi și voi cum ați început anul, cum a început anul ăsta pentru voi. Știu că multe sunteți în sesiune în perioada asta, știu că e o perioadă mai aglomerată pentru o parte din voi, dar spuneți-mi cum a început anul pentru voi și mă gândeam, dacă tot suntem aici, să facem și un Q&A, că n-am mai făcut de mult. Să-mi lăsați niște întrebări, că o să mă mai întreb eu și pe Instagram, dar în general nu toată lumea are Instagram, dar știu că fondul ăsta de ten e un pic mai deschis pentru nuanța tenului meu, dar dacă observați, se potrivește foarte bine cu zona de din jurul gâtului. Și atunci facem așa, Și după cum vedeți, fondul ăsta de ten are o acoperire foarte bună. Mi-a acoperit bubița aia de aici, de deasupra buzei, într-un singur strat, adică mai intervin pe aici, pe unde mai am câteva urme. Dar de principiu acoperit super bine. Așa. Eu m-am uitat la filme în ultima vreme, printre picături, printre alte lucruri pe care le-am făcut, m-am uitat la filme. Și cum vă ziceam, am văzut și Emily in Paris, care mi se pare, atroce. Mi se pare o telenovelă din aia, cum erau pe vremuri, telenovelele mexicane. Și peruane, așa, mi se pare o chestie de din aia. Și de asemenea mi se pare, nu știu, forțat, așa, adică prea dusă la extremă. Serialul ăla e plin de preconcepțiile la adresa francezilor, dar pe care numai americanii le au, adică cel puțin mie așa mi se pare. Și sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord acolo, ca de exemplu chestia aia cu bârfitul și discutatul relațiilor amoroase a altor persoane. Asta e un lucru știut, că francezii sunt foarte libertini în sensul ăsta și din contră, ei nu discută, adică ei nu comentează. Tocmai de aia sunt considerați chiar și de către englezi foarte libertini, pentru că ei nu discută despre relațiile altora și nu le comentează, și în serial se lasă impresia exact invers, că așa, pe lângă fashion care este absolut atroce, deci nu. Degeaba o au tot pe Patricia ca costumier, că aici n-am mai făcut treabă ca în Sex and the City. Bine că nici în Sex and the City, în primul serial,
Sex and the City, nu mi s-a părut că toate ținutele au fost reușite. A avut într-adevăr o mare parte din ținute reușite, dar nu toate mi s-au părut reușite și nu toate mi s-au părut inspirate și știu că mă uitam la un interviu cu personajele, cu fetele, cu actrițele din Sex and the City și spuneau că ele au, împreună cu Patricia, au făcut ținutele pentru fiecare scenă. Deci au venit și ele cumva cu aportul lor pe partea asta și s-a văzut. Pe când aici în Emily in Paris este o salată, așa, este o tentativă, cum zicea cineva apropo, este o tentativă prin care încerci să o faci pe această Emily in Paris să pară foarte foarte așa, foarte păpușă Prada. Adică toate ținutele vor să meargă către sfera asta, către Prada, către fan Prada, dar într-un mod foarte natural, foarte aiure. Și să dau cu puțin gloss din ăsta, că am buzele super uscate, deși n-am ieșit afară, adică... Și prefer glossul ăsta de la Catrice decât un balsam pe buze. Nu știu de ce, dar mi se pare mult mai ok. Așa. Și personajul, cum zicea și Eugenia, adică faptul că personajul în două sezoane nu are niciun pic de growth, adică nu crește, nu evoluează, rămâne la același nivel. Iarăși chestie tipică americanească, adică rămâne la același nivel, cu același standard de, nu știu, mi s-a părut foarte prost construit personajul, n-are evoluție personajul, adică rămâne, ești într-o țară nouă, pe un continent nou, într-o cultură diferită de a ta și tu rămâi cu aceleași preconcepții ale tale și cu aceleași chestii și, nu știu, mă enervează și chestia aia că vin cu pușul ăla de let's work, 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 știți? Tot timpul muncim, muncim și acasă, muncim și în vacanță, muncim tot timpul. Noi suntem tot timpul la muncă. Chestie tipică americanească care s-a exportat și care este și la noi și de care nu mai scăpăm. Și avem pretenția să muncim non-stop. Așa. Apropo de asta, am fost recent la un interviu unde mi se dădea voie să dorm, știți? Adică aveam voie să dorm, era de înțeles că mai trebuie să și dorm, dar în rest trebuia să fii non-stop conectat la telefon, ceea ce mi s-a părut absolut atroce. Adică, hello, ziua de lucru, zi de lucru, dar totuși, știți? Adică... Și asta pentru că suntem în această societate în care trebuie să muncim non-stop, trebuie să... Și muncim degeaba, că după cum vedeți, nu facem decât să devenim mai frustrați, nu facem decât să fim mai supărați pe noi înșine și așa mai departe. Adică toată munca asta excesivă nu prea duce la mare lucru. Așa, cu ce să încep? Da, o să vă pun pe ecran pe aici, pe undeva, toate produsele pe care le folosesc. Ia, stați că fac sprâncenele. Și bărâb, fac sprâncenele cum fac din paleta asta de la Naked și mă întorc. Da, deci o dezamăgire generală, Emily in Paris, din punctul meu de vedere și... dacă nu v-ați uitat, nu merită atenția din punctul meu de vedere, așa cred eu, adică găsiți alte seriale mai interesante la care să vă uitați și nu e sub nicio formă un nou Diavolul se îmbracă de la Prada, n-are nicio treabă. Deci nici pe departe. Așa. Tot că vorbeam de Sex and the City, mă uit și la nou sezon sau nou serial Sex and the City. And Just Like That, care la fel mi se pare o tâmpenie. Știți, unele lucruri care au fost bine făcute sau, mă rog, care au avut un anumit succes, e bine să le lași așa, adică e bine să nu mai bați moneda pe ele și e bine să le lași în pace pentru că au avut momentul lor de glorie, au fost la o adică, nu știu, populare, e bine să le lași acolo. Să nu mai revii asupra lor, știți? Adică mi se pare too much. E o, clar o tentativă din asta de hai să mai facem și noi niște bani,
Hai să mai stoarcem niște bani de pe urma unui subiect care a avut cândva succes. Dar eu cred că Sex and the City, în primul rând, a avut succes la momentul la care a fost lansat, 97-8, cam așa cred prima dată. A avut succes pentru că, în primul rând, era ceva total neobișnuit să ai cuvântul sex în titlul unui serial. Asta odată. În al doilea rând, să discuți atât de deschis despre sex în 90 și era ceva wow, chiar și pentru Statele Unite. Și a prins, știți? Acum nu mai e, gata, s-a terminat, s-a dus epoca aia și acum văzut că încearcă să se lege de faza cu transexualitate, că încearcă să se lege de faza cu homosexualitate, că încearcă să se lege de tot felul de subiecte din astea. Un subiect sau o temă care mi se părea interesant de exploatat și pe care începuseră să o exploateze la începutul serialului, în primele episoade, a fost ideea aia că în momentul în care ai trecut de 40-50 de ani, când ai îmbătrânit puțin, nu mai ești important pentru societate. Ești cumva în afară, exact cum sunt, să spunem, bunicii noștri. Cum privesc bunicii noștri toată modernizarea asta și toată democratizarea asta și exact sentimentul ăla cum au încercat să îl cultive în primele episoade și mi se părea o temă foarte interesantă, adică dacă o dezvoltau frumos, că aveau posibilitatea să o dezvolte frumos, ieșea ceva interesant, adică gen femeile astea care au peste 50 de ani se pară cumva inadaptate social. Era o temă foarte interesantă, pentru că Hollywood în general îți dă impresia că dacă ai trecut de 30 de ani nu mai ești valoros, adică nu mai, că deja ești bătrân, nu mai contezi și ești inutil societății, când evident nu este adevărat. Și era o temă foarte interesantă de exploatat, dar au atins subiectul ăsta și au trecut mai departe la niște subiecte din astea cu homosexualitate, cu care, cum să spun, sunt ok, dar tentativa asta de a face, de a include pe toată lumea, de a fi constant, spuneți, cum îi zice, politically correct, dar nu știu ce, e deja obositoare. Adică mie mi se pare personal obositoare și mi se pare un subiect atât de expirat. Adică hai să trecem peste, că degeaba stăm și discutăm și batem moneda pe treaba asta, că tot acolo ajungem. Adică deja ne-am obișnuit cu subiectele astea, deja nu mai e ceva... Este ceva normal să nu fii open mind pe subiectele astea și să nu fii politică corect. Adică am ajuns să construim o societate la nivel mondial în care lucrurile astea, de bine, de rău, măcar sunt cunoscute, poate nu acceptate, că vorbim totuși de România, de exemplu, nu sunt neapărat acceptate, dar sunt cunoscute, știți? Adică să faci un întreg serial și să te învârți în jurul cozii pe tema asta mi se pare too much. Personal, nu știu. Voi. Spuneți-mi și părerea voastră. Deci eu nu sunt deloc încântată, nici moda nu mi se pare interesantă, adică nici moda nu mi se pare ceva wow. Nu mi se pare că mai au ceva de zis în materie de ținute sau așa. În rest, da, nu știu. Am început să mă uit, apropo de asta, pentru că mă tot trezesc la 3 noaptea, la 2 noaptea, depinde când are Udichef să mă trezesc, mai bine spus. Am început să mă uit, chiar astăzi am căutat să văd dacă găsesc și am găsit pe Netflix Avatar The Airbender. Este o animație, un serial animat despre un puști care este maestru al elementelor. Sau, mă rog, învață să devină maestru al elementelor. Și îmi place foarte tare. Și e nou serial la care mă uit. Pentru că de-a lungul timpului, tot trezindu-mă așa noaptea, am tot urmărit mai multe episoade din sezoanele care sunt pe Nicktoons.
că le dau după 12 noapte, nu știu la ce oră le dau, nu-mi dau seama, dar când mă trezesc și e avatarul, stau așa și mă uit și îmi trece somnul de la el. Și am zis, zic, ia hai mă să le iau, să le caut și să mă uit la el de la capăt ca să pricep exact despre ce e vorba, că la un moment dat nu mai înțelegeam despre ce era vorba în poveste. Dar mi se pare interesant, eu ne uitând, ne fiind mare fan de la Son Goku încoace, cine și-aduce aminte de perioada cu Son Goku? Să ridice mâna, lăsați în comentarii cine și-aduce aminte de perioada cu Son Goku. De la Son Goku încoace eu n-am mai fost mare fan de animații din astea. După Sailor Moon și Son Goku, pentru mine n-a mai existat nimic. Spre deosebire de majoritatea copiilor, eu n-am fost fan, cum îl chemam pe la Naruto, nu. Nici nu aveam canalul pe care se dădea Naruto, prin urmare n-aveam cum să fiu fan. Dar, da. E... e interesant ăsta, îmi place, mi se pare tare interesant. Și... a, nu știu, mi se pare mai chill așa, adică m-am cam săturat de serialele astea americane supra exploatate. Așa, ia să vedem ce mai facem. Hai să mai punem un pic. Da. În altă ordine de idei, trebuie să vă spun că sunt extrem de fericită că manicura mea a rezistat o săptămână. Deci este absolut incredibil. Am descoperit un truc de degresare a unghiilor. O să vi-l spun și vouă în curând. Și mie nici măcar manicura semi-permanentă nu mai rezistă o săptămână. Și o făceam bine, adică nu vă imaginați că am învățat în timp să mi-o fac destul de bine. Și nici măcar aia nu mai rezista. Ah, am zis că îmi dau cu picături la ochi. Înainte nu mi-am dat că mustru ochi. Whatever. Trecem pe asta. Așa, și... da, sunt foarte uimită de faptul că manicura mea a rezistat o săptămână. Și nu s-a curățat. Cam niște unghii super moi și super fragile și foarte ciudate, adică cu orice îmi degresam unghia și chiar dacă puneam deshidratator din ăla sau cum Dumnezeu îi zice, aoleu, alea îmi fac rău, adică mi se rup unghiile de la alea și mai e tare, adică nu știu, cel puțin așa am observat. Și am renunțat la alea de complet, am renunțat de tot la ele, că nu... așa. Dar, da, I'm so happy for it. Wam, bam, 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 bam. De ce nu ziceți că am o cojiță aici? De ce nu ziceți? Așa, ce mai vreau? Ah, asta. Tare, eu nu mai știu. M-am încurcat în... believe it or not, mai am un stil de a mă machia super simplu când vreau să arăt nemachiată, gen mai no makeup, makeup day. O să vi-l arăt și pe ăla dacă vreți într-o zi, că este foarte interesant. Adică îl fac în 3 secunde, 3 secunzi. Ce mai trebuie mie? Mai trebuie în primul rând ăsta. We love it! În altă ordine de idei, eu vreau să vă zic că nu m-am apucat de sport cum intenționam. Că am zis că începând anul nou, evident, am apuc și eu de sport ca lumea, ca toți oameni. Și nu m-am apucat. O să testez o mascara nouă astăzi, de la L Verde asta, cu deci că pentru volum. Și nu m-am apucat de sport pentru că încă mă doare piciorul. De când mi-am scrintit spatele, da, de Crăciun, dacă vă amintiți, vă spuneam pe Instagram că mi-am scrintit spatele de Crăciun, fix în ziua de Crăciun,
înscrintit spatele și după aceea durerea s-a tot dus, e un nerv care este tras. S-a tot dus pe șold așa și mă ține și acum când mă mișc cum mai săcăie și am zis să nu-l forțez, să-l las în pace, să-și vadă de treaba lui și când o vrea el să mă lase în pace, o să mă apuc și eu de sport. Deci să-l forțez. Și nu uitați întotdeauna să curățați pensula de mascara înainte de a vă da cu ea. Da. Urmează tot la categoria de fail. Ce ziceți? I do not like it. Pot să zic că nu mă omor după mascara asta. Este destul de uscată. Mie îmi place o mascara uscată, dar asta care, dacă e prea uscată și pentru mine. Și parcă nu face mare lucru, adică nu prea îmi dă mult volum. Așa că, da, ce să zic. Ștergem buzele de gloss. Deci eu mi-am scos din fiecare categorie de produse, mi-am scos câte 2-3 ca să variez produsele și le-am folosit tot pe aceleași pe care le folosesc în general. Yay! But still, nu este neapărat un tutorial de make-up, ci este un get ready with me când povestesc cu voi. Așa. Și ce folosim pentru buze? Păi hai să fiu previzibilă să folosesc tot asta. Asta de la Miss Sporty, v-am zis. Este unul dintre cele mai bune rujuri lichide ever. Deci, efectiv, ai impresia că îți dai cu o spumă pe buze în momentul în care îl afligi. După care nu se mai simte deloc. Efectiv, zici că n-ai nimic pe buze și nici nu susucă buzele, nesimțindu-se, nu susucă buzele și mi se pare genial. Oh, yeah, my lovely loves, gata, am terminat. Nici n-am apucat, apropo de Harry Potter, nici n-am apucat să vă vorbesc de filmul care a ieșit anul ăsta, care a fost așa o comemorare la 20 de ani după Harry Potter. N-am apucat să vă zic nimic, că și pe ăla l-am văzut. Cred că dintre toate chestiile astea refăcute, rediscutate, ca și cu ABBA, cu celebra trupa ABBA, cred că ăsta, proiectul ăsta cu Harry Potter a fost singurul reușit, în sensul că au venit personajele și au vorbit despre, mă rog, actorii, nu personajele, au venit actorii, au vorbit despre filme, s-au întâlnit cu producătorii, producătorii au mai dat din culise, așa, au mai povestit câte ceva. Cred că a fost singurul proiect din ăsta de comemorare, reamintire a unui lucru care a funcționat foarte bine, făcut cu cap, cu minte, adică făcut cu... Mare lucru nu e nici de capul ăluia, dar mă bucur că nu e un film care să vină în continuarea a ceea ce s-a întâmplat în Harry Potter, care oricum subiect mie mi se părea ultra închis și mega așa, adică nu mai aveai ce să discuți pe seama lui, dar a fost din punctul meu de vedere făcut cu cap, bine gândit și mai bine așa decât un Sex and the City, încă o încercare de resuscitare a unui mort îngropat de foarte mult timp, sau ABBA, sau mai știu eu ce alte chestii din astea. Da, nu, mai bine așa. So, astăzi infise, I'm done, mă apuc de restul clipurilor, că mai am de filmat ceva, și noi ne vedem în următorul clip. Nu uitați de întrebări, dacă aveți întrebări pentru un Q&A, dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai stăm așa de vorbă, eventual puteți să propuneți și subiecte de discuție. Veniți și pe Instagram că vorbesc cu voi în fiecare zi, vă pup și ne vedem în următorul clip.